Astăzi vorbim în acest al cincelea webinar Construim împreună despre studenți. Cea mai importantă capacitate a studentului este să poată să-și prezinte și să-i rămână prezentată această informație, ceea ce a lucrat și ceea ce a realizat în timpul activității universitare, în cei ani, în anii de studiu, nu neapărat 4, 5, 6 ani de studii, pentru ceea ce se numește portofoliu. Și în trecut, varianta clasică a portofoliului era, să zicem, mult mai bine structurată, avea anumite proiecte pe care, chiar dacă nu neapărat digital sau fizic, le puteai prezenta și le puteai duce mai departe. Aceasta e imagine vestită cu portofoliu 1.0, cum se numește, și care încerca să creeze o variantă digitală pozitivă și cât mai bine definită acestui portofoliu și care a stat la baza după aceea a posibilității de realizare chiar a unor rețele sociale. În noul aspect din cadrul tehnologiilor Web 2.0, tehnologiile cu componentă socială și componentă interactivă și digitală și multimedia mult mai avansată, ele au permis inclusiv partea de creare acestor portofoliu pe bază de story, deci de poveste. Deci de crearea unui parcurs întreg a portofoliului studentului, nu numai din punctul de vedere al învățării, deci al activităților pe care le face din timpul învățării, dar mai ales din punct de vedere al creativității sau al procesului de învățare, care pentru orice angajator contează foarte mult și care a pus baza principiilor de lucru pentru bloguri, pentru wiki, în diferite alte moduri. Aceste e-portofolii, în cazul lor clasic, se bazează pe un jurnal. Este un jurnal care folosește atât experiența proprie cât și experiența colegilor sau a profesorilor și care duce până la urmă la construirea unui CV, a unui curriculum vitae profesional, mult mai puternic și mult mai interesant pentru absolut orice angajator. În primul și în primul rând pentru că ai toate proiectele și activitățile pe care le-ai făcut la un loc, ai și această perspectivă a studenților, a colegilor sau a cadrelor didactice care poate să-ți rămână acolo fie ca și comentariu, fie ca și intervenție de notare sau ca și observație. Ai control, poți să definești exact cât să fie vizibil și cum și pentru cine și permite o interacțiune mult mai mare în acest caz. De ce sunt atât de importante, după părerea multor specialiști și a mea, aceste e-portofolii, care cred că contează enorm de mult și din ce în ce mai mult sunt folosite. Noi le încurajăm în Politehnica din Timișoara foarte mult, avem și unelte pentru aceasta și încerc să încurajez pe toți studenții să le folosească și să țină cont de ele. Munca pe care o faci ca și student poate să fie vizualizată de la distanță. Ea poate să fie văzută de cât mai mulți oameni în același timp și automat poate să fie analizată și dezbătută. Poți ai acel feedback, acea analiză și de la colegi, cum am spus, și de la cadrele didactice. Aceste portofolii electronice, aceste e-portofoliu, sunt de fapt un portofoliu de carieră. Sunt cea mai bună metodă prin care te poate scoate din noianul de CV-uri pe care le primește oricine la resurse umane pentru a te angaja sau pentru a face o practică sau un internship și poate să determine și să îți creeze un alt viitor. În primul și în primul rând pentru că prin aceste portofoliu poți să ai tot timpul actualizat ceea ce ai făcut, ceea ce știi să faci, fie că este din universitate, fie că este în alte activități, inclusiv organizatorice, sociale, cum sunt studenții de astăzi reprezentanți care își au experiența organizatorică masivă pe care trebuie să poată să o arate și să o exemplifice. Colegii noștri de la Dublin City University au scris și lucrează foarte mult pe zona de e-portfolio. E-portfolio în Irlanda este o consecință obligatorie la finalizarea universității, ceea ce a determinat, bineînțeles, și o capacitate mult mai mare de înțelegere a lor și aici asta este partea pentru cadrele didactice care ne urmăresc acum, în care este indicat mult mai clar din ce motive și cum se poate evalua și ca și cadru didactic portofoliul unui student și care este importanța lui din punct de vedere al evaluării, o altă metodă de evaluare a studenților. Deci perspectiva profesorului este că, în primul rând, îi ajută pe studenți în această reflectare critică și în integrarea
unei învățări continue în toate disciplinele academice și pot să treacă de o anumită disciplină. Deci ele pot să îmbine experiența din mai multe discipline co-curricular, cum este ea denumită, cât și posibilitatea lui de a reflecta și de a gândi singur și de a putea analiza critic. Din punct de vedere al studenților și pentru ce creează acest lucru este că e-portfolio este un jurnal în care studentul învață singur și își dă seama ce face bine și cum face bine. Ajută foarte mult la documentarea tuturor proiectelor, a experimentelor, a practicii, a oricărui internship pe care îl faci. Poți să scrii astfel rapoarte de laborator sau să reflectezi asupra proiectelor tale, să faci bibliografia notată, de să ai cărțile pe care le-ai citit sau cursurile pe care le-ai urmat și ce ai găsit mai interesant sau cursuri online de tip MOOC, Massive Open Online Cursuri, și pe care să scrie, am urmat acest curs, aici e și badge-ul care l-am obținut, certificatul digital, sau am urmat aceste webinarii, cum sunt, au fost împreună online sau construim împreună, după care rezultă certificatele digitale de tip deschis, open badge-urile, pe care le poți integra și le poți valida astfel și poți să și scrii observațiile tale. Ce ai considerat tu că a fost cel mai important? Ai învățat sau ai asimilat în urma acelui webinar? Și ai astfel o evidență mult mai bună a competențelor pe care le dobândești. Care este în continuare posibilitatea este că te ajută să și lucrezi cu artefacte vizuale. Și aici nu mă refer doar zice, studenții de la artă sau de la multimedia sau cei de la calculatoare sau de la mecanică sau constructorii sau arhitecții. Arhitecții folosesc acest de-a lungul anilor, arhitecții din Politehnică, studenții au aceste e-portfolio încă din anul întâi, sunt învățați să și le construiască și să și le mențină și să le crească de-a lungul activității în universitate ca și student, dar poate să te ajute și pe cei de la medicină, să poți să ai exemplele cazuistice pe care o vezi sau cei de la agronomie, etc. Poți să o folosești și ca o reflexie asupra prezentărilor invitațiilor pe care îi ai de-a lungul activității academice. Cum am zis, faci o practică foarte bună a cum să scrii, cum să reflecți și să poți să faci acest lucru în scris și să poți să faci această analizare. Ai dovezile că ce ai făcut, fiindcă poți să păstrezi mult mai bine acest lucru și se înregistrează toată acest proces de învățare din diversele stagii de muncă. Care sunt tipurile de portofoliu pentru fiecare student? Sunt portofoliile standard de prezentare, în care doar se prezintă anumite lucruri și sunt foarte sintetice. Sunt portofoliile care pornesc din anul întâi sau din an cât mai mic și are și această evoluție în timp a învățării și a dobândirii de competențe, sau portofoliul de un anumit profil, care seamănă mult mai mult cu un curriculum vitae, dar care pentru anumite competențe te duce direct la acel, la dovada acelui lucru. Ce scuze? Doar înapoi. Ce e foarte important atunci ca și student îți construiești un portofoliu? Ca acel conținut pe care îl treci acolo să fie adecvat, să poată să fie făcut public, să poată să fie citit de orice angajator, oricând și oricum. Să ții cont de siguranța în zona de web și de confidențialitatea datelor, de ceea ce pui acolo și ce informații folosești, să te protejezi împotriva plagiatului prin diverse, fie prin licențe deschise, fie prin alte metode, să verifici dreptul de proprietate când atunci când inclus capturile de ecran ale muncii tale consecutive, deci ai un proiect și pui dovezile cum ai ajuns la rezultatul final, e cea mai bună dovadă și de antiplagiat și de al proprietății, că tu ai realizat acel lucru și nu altcineva. Să faci, bineînțeles, backup constant și continuu, să ai un meniu cu link-uri de navigare și să fie cât mai clar etichetate, fiindcă vorbim de portofolii digitale special aici și acestea și contează, fiindcă ele sunt distribuibile și mult mai ușor de accesat de către oricine. Să folosiți hyperlink-uri pentru a conecta diversele părți ale portofoliului și link-uri către alte site-uri sau către alte locuri unde există dovezi ale acesteia și să aveți neapărat o pagină cu despre mine. Aici am câteva exemple acum. Asta e din nou cumva și pentru profesor, dar și pentru student. Într-unul dintre proiectele europene pe care noi le-am dezvoltat, în care am vorbit despre mobilități virtuale, am creat un curs de Media and Digital Literacy, în care unul dintre activități a fost crearea unui e-portofoliu, care există atât tutoriale despre cum să se facă acest lucru direct în această unealtă, care este Open Virtual Mobility Hub, sau cealaltă unealtă de tip Moodle, cât și un tutorial de acest tip.
Una dintre cele mai cunoscute platforme pentru e-portfolio la nivel universitar, dar nu numai, este Mahara. De ce este atât de cunoscută? Pentru că este de tip open source, este foarte ușor de folosit, este integrată cu platforma Moodle. Singurul dezavantaj are că ea funcționează la nivel de universitate. Deci dacă universitatea nu are integrat în platforma lor de tip Moodle sau de alt tip Mahara, ea nu poate să fie folosită decât stick static de către studenți. Aici vedeți o captură în timp real cu contul meu de integrare și de crearea acestor portofoliu, care este ca un fel de site web, de fapt, dar cu ajutorul lui Mahara. Și aici vedeți un exemplu de un student pe care l-a realizat cu Mahara pentru un curs de competențe interculturale în care a pus diverse experiențe, clipuri video pe care le-a comentat, cât și reflexia lui proprie din acest punct de vedere și toate, să zicem, portofoliile pe care le are create pentru diverse subiecte și cu posibilitatea de integrare și de utilizare. Mahara este destul de prietenoasă, nu atât de utilizată, din păcate. Înlocuiește ELG, o platformă foarte bună de portofolii care a funcționat până prin anul 2014 destul de bine, dar nu mai este populară în acest moment. Alt exemplu este cu integrarea de video. Deci video care sunt încărcate pe YouTube, această calitate, am redus nivelul de densitate a imaginilor și unele dintre ele s-au distrus, văd că. Integrezi un video pe care îl încarci pe YouTube sau pe Vimeo sau poți să nu-l faci public și să fie public doar în portofoliul tău și să ai proiectul final pe care l-ai lucrat și cum ai lucrat și ce ai realizat în acel proiect, care să rămână și să poți să-l integrezi pe viitor cât se poate de mult. Bineînțeles că acest lucru se face prin unelte. Cea mai populară unealtă în afară de Mahara și care este independentă de universitate, într-un fel, este Google Sites, care are avantajul major că poate fi creat independent de către studenți. Toți studenții aproape au un cont Google și pot să o folosească. La fel o să vedeți și pentru varianta Microsoft și pot să-și le găzduiască. Site-ul este foarte simplu și ușor de utilizat și fiecare își poate configura site-ul efectiv în câteva minute. Pot să creeze câte pagini vor, pot să încarce conținutul, să-l distribuie și aici este un link către cum să faci acest lucru cu Google Site. Aici am câteva exemple și din nou, în Together Learning este o platformă care creează foarte bune exemple și tutoriale și video și de alt tip de cum să creezi ca și student un Google site despre ca un portofoliu. Aici am câteva dintre exemplele care mi-au plăcut foarte mult, inclusiv cu partea de examinare și cu răspunsurile pe care le-au făcut pentru examinare sau cu alții care au spus despre ei, ce își doresc, mult mai personalizat și cum să creeze anumite lucruri ca un CV într-un alt fel și într-un alt mod. Alte unelte care se pot folosi, de fapt, orice platformă care face un site web, de la Wix, Weebly, Blogger, WordPress, depinde de capacitatea fiecăruia de a putea folosi asemenea platforme. Poate să fie și o simplă prezentare de tip Google Slides, în care pe unul, două slide-uri să ai ceea ce ai lucrat, exemplu de proiect, cu link către proiect, o captură, un clip video, etc., și care să poți să-l faci public și să-l distribui unui viitor angajator sau cui altcuiva. Sau să folosești unelte care să te ajute să faci notificare sau să faci notare. Aici este, bineînțeles, OneNote și Evernote, care sunt foarte populare. Ceea ce este foarte important este să ai un container, cum zicem noi, o bibliotecă a artefactelor digitale pe care le realizezi și a tot ceea ce tu realizezi ca și student, complet independentă de cea a universității, care să-ți rămână ție și după absolvire și care să creeze, să poată să crească cu tot ceea ce tu ai lucrat de-a lungul activității tale pe orice platformă independentă pe care poți să o publici online și să o distribui după aceea. Foarte important acest lucru, să poți să fie cât mai vizibile, să folosească acest model constructivist de învățare și ele să fie distribuite după aceea în rețelele sociale.